bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Dacă ceea ce spun ei este adevărat, toți fanii lui Halil Ibrahim susțin trădarea extraordinară. Strălucirea Nemaneț 1 și 2 a fost de Sila. Pentru că dacă ar fi fost după el și al treilea ar fi fost un succes. Dar au arătat ce sunt cu adevărat, o mână de trădători nereușită care se vinde cu 4 monede. Să vedem cum a mers cu acea fraudă Nanuca. Cine nu știe dacă nu se țipe și să lupte cu o bătrână care cumpără totul cu bani. Dar ceea ce banii nu pot cumpăra este respectul și experiența și cunoștințele în materie și profesie. Halil, care vrea un iuda ca el în viața nimănui, când se vinde celui mai bun ofertant fără nicio considerație sau loialitate. A profitat de o fată cinstită și de o actriță excelentă și apoi a lepădat-o fără nicio considerație pentru bani. 50 i-a costat scump, a fugit în lume. Datorită ambiției lor, Nanuca și Halil Ibrahim l-au aruncat pe Emanet în fundul fântânii care a devenit o mizerie și au continuat să scoată zeamă de la Sila pentru că erau toate aceleași scene și dialoguri din Seher, pe care mumia proastă a încercat să le imite, dar nu le-a mers. Farsa. Dacă acea bătrână ridicolă a vrut să iasă în evidență ca actriță, lasă-mă să-i spun că s-a întors pentru că nimeni nu vrea să o vadă nici măcar în pictură. Comentariile în favoarea fantomei trebuie plătite de tatăl meu, care îmi îndeplinește toate mofturile. Mi-am cumpărat chiar și o păpușă care face ce vreau, mulțumesc tată că mi-a cumpărat păpușa ca să mă distrez la Emanet. Cine va fi marionetă? Gunoiul pe care cineva îl aruncă se întoarce cu mai multe fațete și îl îngroapă. Halil nu merita Sila, doar a profitat de ea din toate punctele de vedere. Cât de rușinos ar putea fi tatăl? Ea a arătat că este mai matură emoțional și psihologic decât Halil cu toți anii ei. L-am admirat foarte mult în sezonul 1 și 2. Dar cu tot ce iese la lumină și s-a prăbușit asupra mea ca un idol de lut. Se pare că unele personaje și evenimente din serialul Emanet v-au dezamăgit și v-au trezit un sentiment de trădare. În special, crezi că personajul lui Halil acționează fără loialitate sau respect în schimbul banilor? În plus, el crede că strălucirea personajului Sila lipsește în sezonul al treilea, care este continuarea seriei Emanet, și o atribuie ambițiilor lui Nanuca și Halil Ibrahim. Ea mai exprimă că respectul, experiența și cunoștințele profesionale ale unei femei în vârstă nu pot fi cumpărate. După o ceartă cu această femeie, îți dai seama că banii nu pot cumpăra lucruri. În comentariile tale, exprim că unele dintre personajele din serial nu sunt sincere, se gândesc doar la propriile interese și nu le pasă de sentimentele celorlalți. Mai mult, el descrie personajul Silei ca fiind o actriță excelentă și crede că este profitată de ea. Spui că tatăl tău ți-a cumpărat o păpușă și că te-ai distrat cu ea. În fine, crezi că personajul lui Halil nu o merită pe Sila și exprimi că tatăl tău este mai matur decât Halil, chiar și la vârsta ta? Spui că l-ai admirat pe Halil în primele două sezoane, dar apoi ai fost dezamăgit. În aceste comentarii vă exprimați dezamăgirea și nemulțumirea față de serie și personaje. Acestea sunt opiniile sale personale și pot exista opinii diferite între alți telespectatori ai serialului. De că în urmează Sila și Halil, cel mai bun și cel mai cest comentariu la magie, relația lui Sila și Halil. Eva Gațică, aceeași milioane de oameni care au văzut, au urmat, adorat și au iubit acest cuplu ațără și văd la fel. Afecția și dragostea pentru ei dispare, ei merita, mai și el din caosul acestui haos, împir interesul datorită lipsei de respect și umilierea nevoilor publice de Silhal împreună, acea este soluția pentru a termina manipulării și împrejurimile. Jos ca oameni și actori! Sunt tineri și trebuie să trăiască și muncă cu caracter pur. Adevăr pentru succesul tău în toate domeniile vieții. Fiecare cuvânt în fără acestui comentariu geniu este excesiv.
cu mulți ani în urmă, Halil a avut o conversație cu știința despre modificarea corpului și când lui Halil Ibrahimi s-a oferit mulți bani pentru a juca Nanuca, el, ca iubitor de bani, nu a putut rezista și a acceptat să-i vândă rolul forței. Și totul a mers, societatea a aflat de atitudinea lui ticăloasă față de partenerul său timp de 2 ani, nici actorii, nici producătorii și regizorii după aceea nu vor să lucreze cu el, a rămas doar cu Emanet, Osmurcula și Nanuca cu mult de bani, iar asta este în favoarea lor, Vov. Cum îndrăznești să comiți o ucidere atât de oribilă a personajului actorului Halil Ibrahim? Ați arătat cât de urâți pot fi membrii presei. Avem dreptul să dormim în patul lui Halil Ibrahim. Voi, dacă presa și jurnaliștii, nu vă gândiți să distrugeți reputația unui actor care a muncit din greu de mulți ani. De asemenea, Zila este partener împreună cu Nanuca. Nanuca este o femeie căsătorită cu, ea este, de asemenea, o actriță relativ nouă, care a câștigat recunoașterea și dragostea fanilor ei. Cred că este și o persoană religioasă. Nu cred că face ceva care să-și rănească maternitatea sau că este soția soțului ei pentru a obține bârfe negative. Zila este o fată frumoasă și da, o mare actriță. De ce ezităm să-i lăsăm pe Nanuca și Halil Ibrahim să se ocupe de propriile lor vieți private? Nu trebuie să comentăm. Să ne bucurăm de ele când sunt pe ecran și să-și lăsăm viața privată privată. Bună ziua pentru canalul Din Cuba iubesc cum portesti este fabulos IT o să vă spun aceasta. Problema este foarte puternică și adevărul pe care nu vreau mai să stu despre actorul Halil Ibrahim el nu zurge nu acționa nimic pentru viața sa curajeza cu a fi femeie a fost singură depidată de tot ce m-am încredere actorul Halil Ibrahim. Pentru că era mai bătrân decât ea, dar domnii darul de bani actorul Halil Ibrahim și Nazmie s-au crezut că mai important actrița și la seria nu va fi afectat dar îngrozitor a susținut-o pe frumoasa actriță Sila Hadj și o iubesc mult. Mă întrebăm? Cu atâte frumoase actrițe turcice de ce alegea un străin fără bani nu există nu există altă explicație care a fost deja pregătită și dacă nu ar fi regizorul Faruk Turgut Curajeza nu ar avea carieră de actorii la acest moment a, nu ar fi deja pregătită. Făcut. Pentru că nu prima dată frumoasei actrițe Sila o lucră de actor, actorul Halil Ibrahim a putut și alege partenerul actoral pentru că nu a ajutat la îmbunătățirile oportunităților de muncă pentru o fată atât de tânără. Domnii, nu încă mai combină. Criul gri, dar aici este multă testură pentru atei și îmi spune actorul Halil Ibrahim face cu viața sa de actoriză nimic. Actrița Sila nu se încește să munți, nu vorbește credința, nu ofense niciodată nimic altelor. Actorul de ori oportunitate pacat de fata cu comentariile ei răoasia ea pentru mine. Actorul trebuie să dovedește valoarea actorală alta îi or face o rezonanță magnetică. Toate comentariile domnilor Don Teribile au creat scorul sau cu băi de miere de ochi un vor rezolva respingerea cauzelor printre fani vom vedea seria fabulosă va face ca actorul adoptiv să-și poată ridica imaginea în fața publicului atât de mult încât l-a admirat și cu declinurile sale proaste l-a fraudat. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.